defectat, frate, mașina. Și se mai întâmplă. Ia uite, e bat, ce are? Băi, ești bat, ce cu tine? Ăsta e pericol public, mă. Am blocat roata, aveam vreo 30 ceva la oră, 40 la oră, n-aveam mai mult de atât. Gata, mi-a fugit fața, am făcut low side. E vina mea de prost, de neatent, că altceva nu pot să zic. Chiar începusem să frânez foarte bine de urgență, să frânez foarte bine cu spatele și cu fața, să știu să o controlez. Am avut situații din care am ieșit foarte, foarte ușor, adică, nu știu, m-au luat complet prin surprindere. Și m-am ales cu întorsă la glezna piciorului stâng. N-am călcat pe picior primele 3-4 zile, n-a fost rupt, știam cum se simte o întorsă, puteam să calc pe picior, n-aveam dureri din alea să mor, să nu dorm noaptea. Altceva, purtam pantalon cu curea, foarte nașpa. Și când am lovit cu șoldul, cureaua aia clar că mi-a înfierbântat carnea așa de tare încât am avut și vânătaie și am avut și un fel de arsură. Deci e foarte nașpa, de-aia pantalonii de piele care vin la costumele moto nu au curea, nu au, e o prindere elastică. Și ce am mai pățit? Mâna asta era ok, am dat cu armura, am lovit cu armura și a făcut treaba foarte bine. Aici s-a zgâriat puțin materialul și cam asta a fost tot cu armura. Atât am pățit la mâșă. În rest e ok, n-am dat cu mânușile prea mult pe jos. Și genunchierele, genunchierul stâng, zgâriat, dar și-a făcut treaba. M-am lovit foarte puțin la genunchi din cauza că e padding-ul ăsta, e buretele ăsta cam subțire aici. Dar în rest, sincer, armura și genunchierile și-au făcut treaba cu brio chiar. Nu știu, de atunci mă gândesc că nu mai iau Adidas și în picioare, chiar dacă ies prin oraș sau ceva. Pentru că după întors aia mi-am dat seama cât e de greu să să merg până la baie, să merg să mănânc, să ies în oraș. Și de atunci am să-mi iau blugen, să-mi iau genunchierile, dar am să-mi iau și cizmele de acum, chiar dacă am să mor de cald în ele. Am rupt suportul de picior de la levierul schimbătorului. Da, puține, câteva zgrieturi pe aici pe acolo, nu-i mare brânză. Da, na, mă costă carena, mă costă levierul ăla de jos. În rest e ok. Merge, funcționează. N-am avut problemă la furcă. Nu mi-am îndoit vreo jambă. Nu-mi tremură în mers. Nu, nu are probleme. Atât că a pornit mai greu după aia că am înecat motorul. Pidu vă salută că e mort de transpirație, adică e mort de căldură și undeva la umbră și tu mi-e cald, nu bate deloc vântul. Sunt 30 de grade afară. Cam asta e treaba. Pa, pa.